Încă o încercare de a diviza societatea, așa a comentat deputatul independent Marina Tauber, inițiativa Ministerului Justiției de a nu mai traduce în limba rusă documentele publicate în Monitorul Oficial. Marina Tauber scrie pe contul său de Telegram că refuzul de a traduce legile în limba rusă este un semnal de alarmă, dar nu primul și cu siguranță nici ultimul. Deputatul a amintit că guvernul își arată dorința de a implementa procese democratice doar la modul declarativ. În realitate, însă, vorbitorii de limbă rusă se vor confrunta cu o altă încălcare a drepturilor lor. Ce să facă acum populația vorbitoare de limbă rusă din Bălți? Și mai există în Găgăuzie și Transnistria, unde limba rusă este mai mult răspândită decât limba de stat. Aceasta este o altă încercare de a diviza societatea noastră și încă o decizie nechipzuită a autorităților noastre. Amintim că Ministerul Justiției propune un set de modificări legislative pentru a elimina obligația de a traduce documentele oficiale în limba rusă. Astfel se propune modificarea legii privind procedura de publicare și intrarea în vigoare a documentelor oficiale, care prevede în prezent că toate documentele publicate în Monitorul Oficial sunt traduse în limba rusă și în alte limbi, în conformitate cu legea.